să râdem cu Oprișan, cum să nu? Cătălinelu e cu noi! Cătălin Oprișan! Iată cum s-a îndreptat și cum mi-a apărut zâmbetul pe buze. Scuză-mă, să trăiți. Salut, Cătălin. Salut, Cătălin. Și s-a deschis și retul. Lasă de emoții. Tu nu poți face așa ca magicienii să se... Nu, am făcut de vreo două ori și mi s-a dus genunchi. Și nu mai fac atunci. Okay. Eu umblu cu un biberon din ăsta. Da? Ăla de muștar l-am lăsat în mașină, acum am venit cu unul de ketchup, că miroase aici în spate de te prăvălești. Ești un pic cuci, stai. Vreau să trăiți! Dă-te, mă, să mă vreau duc să-i fac pup. Cunoștință cu acești doi să domni. Trăiți, astăzi da, alături ce? De noi, eu, Tim Ștefănescu și prietenul lui Bobo. Să trăiți! Oamenii care, iată, să trăiți, ia. Au venit cu o bucătărie senzațională, portabilă, da? Au un portbagaj la mașină, să imediat se pliază. Nu, ăla. Uite, uite cum arată omul care nu mănâncă. Da. Iar astăzi, Cătăline, nu, tu nu trebuie să stai acolo, trebuie să fii aici. Să stăm amândoi să povestim despre istoria șaormei, iar oamenii ăștia o să facă șaorma în fața telespectatorilor. Aici ne-am și de ce nu, o să aibă și o rețetă pentru cei care se uită la emisiunea noastră. Că așa că iată, Cătălinelu, poți să te mai închizi la șiret? Acum înainte să mănânce șaorma, că după aia nu se știe. Salut! Salut! Cătălin Oprișan, oameni buni. Și să știi că l-avem în spatele camerelor de filmat pe Florin. Florin Ana a fost la Masterchef, o poveste fabuloasă. Astăzi va, găti, va gusta din șaorma făcută de șef. Așa că, Florin, tu vei da sau nu șorțul lui șef, da? Perfect. Cătălinelu, să începem cu istoria șaormei, dacă da. Se poate, și apoi să vedem ce ne-a pregătit șef Iosif, pentru că are mai multe șaorme. Voi vorbi pe îndelete ca oamenii să înțeleagă. Adică noi nu venim aici numai să mâncăm. Bă, ăla de când vine la Măruță de un an de zile nu mă mănâncă. Da. Există mulți șaormerologi, da. Că cum sunt eminescologii, bine, așa sunt și șaormerologii, da. Care discută despre două piste. Prima spune că în perioada Evului Mediu, în Persia, pe vechiul teritoriu al Persiei, Iranul de astăzi, niște băieți, pentru că n-aveau timp, erau tot timpul la luptă, luau o sabie și băgau carnea pe sabie, da. Și o făceau deasupra focului, dar atenție mare de tot, nu era pe verticală, ci pe orizontală, că ea n-aveau timp să stea cu ei, puneau pac, pac, dar o scoteau de pe sabie, o puneau pe o pită, turnau niște mirodenie și ar fi vorba despre bunica șaormei. Chiar străbunica. Străbunica, străbunica. Asta este prima pistă. Pe partea cealaltă, în Iran, da? În Iran. În Iran. Acolo oamenii n-aveau timp să mai gătească, hop, luau, hop, hop, perpeleau, puneau pe pită, niște mirodenii ce găseau pe acolo, începeau să mănânci. Sună așa urmă de azi. Da. Pe partea astalantă, dacă vorbim despre istoria adevărată așa urmei, în secolul al XIX-lea, un cetățean turc din Bursa, din Bursaspor, unde Gicuță Hagi a fost acum 20 de ani antrenor, da. A zis, bă, domnul Iskender îl chema. Așa era familie, Iskender. De-aia noi când mâncăm acum dimineața, comandăm Iskenderul. Adică, tot un fel de șaormică, numai că o punea pe un pat de crutoane din alea moi, mă. Stai că mi-e din ce mai greu. Crutoane, adică pâine de... Pâine din aia, dar moale. Moale, cu sos de roșii și cu iaurt. Plângi la mormă străină, nebunești. Bun, ăla a avut prima idee să facă, domnul Iskender, ca așa-l chema, să facă așa pe verticală. A zis, băi, care ideea? Mai punem așa să cadă toată grăsimea pe cărbuni. Băiat isteț, azi, gata mă, ne-am modernizat și noi. O facem pe înalt, aici a focul. Și se tăiem frumos, se coace. Tăiem frumos, se coace. N-o pârjolim de-n prima, ca o facem de două ori. Și gata, o scoate. Se face la foc lent, dar pe înălțime. Deci domnul Iskender? Domnul Iskender, Iskender, Iskender. Ăsta este cum ar veni. Pe și el l-a înscris? Edison al șaurmerilor. Păi și pe el l-a băgat cineva în vreo carte de istorie undeva? Nu, pentru că a zis, bă, era numai în Turcia, nu era universal. Mergând încoace mai... Continuă, eu te ascult, e foarte... E foarte greu să știți, dragi telespectatori, să e o situație dificilă ca în mină, mă simt. Sau ca la zețărie, în tipografie, trebuie să mi se dea lapte pentru că e condiții grele de muncă. Exact, mediu da? Toxic. Mediu toxic. Am făcut aici, am reinterpretat una din primele șaorma, așa cum au fost ele originale. Adică nu era o șaorma cu de toate acum, așa cum o știm noi, cu mai multe tipuri de sosuri și cu mai multe ingrediente. Am folosit o carne de vită, am folosit legume la grătar, care se puneau legumele astea să se coacă. Mă, sigur aveau și dovlecii ăștia? Aveau. Eu n-am auzit, da? Aveau. Reinterpretată, da, că nu era. Am pus niște legume din astea și am făcut și un ardei iute. Lasă-l acolo. La fel, o sălățică din asta de pătrunjel cu rodii. Deci asta era, cu... asta cine e de vină acum? Noi vorbeam despre istoria, a venit omul cu asta și m-a terminat. Asta din ce istorie face parte? E reinterpretată. Este din cartea de istorie de a 11-a, dar 2024 în, ediție. În anii 1500, în timpul războaielor persanii, otomanii, turcii, toți foloseau genul ăsta de mâncare și mâncau pescuturi, deci nu aveau timp să stea. Vorbește să frumos. Să...
Deci asta o puneau pe scut. Da. O puneau pe scut la și vânt. Mâncau... Nu cred că era, puneau... cu toată stima, nu cred că era cu dovlecel, dar mă rog, dacă... Aia e vânătă. Mă rog, da. Să vedem că era. Cade nu, multe. Dovlecelul. Dovlecelul l-am adăugat eu pentru că l-am găsit că se completează foarte bine în această farfurie. Da, bănuiesc că și lor le-ar fi plăcut dacă ar fi avut. Bobo, ia-l cel mai mare drag. Stai un pic, deci ajungem un pic la șaorma asta, nu e în planul tău până acum. Nu. Ideea este în felul următor. Datorită sau din cauza, cum vreți să folosiți, imigrării cetățenilor turci în Germania, un cetățean turc, băiat de RFG, cum era pe vremuri, un cetățean turc a zis, bă, noi ce mâncăm? Că ei aveau numai cremvârși, dăia, polonezi, vârși, mârți, vârși, nu mergea. Și a zis, fii atent, ia să aduc eu de acasă de la mine și să fac o șaorma. Și în Berlinul de Vest avea o dugheană pe românește, hai să nu o vlăg, mama avea o șaorma. Avea o dugheană unde omul a început să facă această șaorma. Adică el punea carnea, dar pe verticală, nu pe orizontală. 1972. Țineți minte că vă întreabă vreunul pe stradă cu 500 de euro. Bă, când a apărut șaorma? Te-am auzit la ăla la măruță. 1972. 72. Domnul cetățean, mi-aduc aminte și cum îl chema, ceva cu Nurma. Domnul Nurma. Deci ăsta este părintele oficial. Acum englezoi au zis, da mă, așa puțin, că nu-i normal să veniți voi. Stai să... Și l-o băga în lipie, punea da, carnea aia în lipie. În lipie, punea carnea așa. De ce? Pentru că a zis, omul n-are timp să stea să o mănânce, el se grăbește, trebuie să o mănânce în mers. Deci nu există așa urma la farfurie, era în lipie. O punea într-o pită, cărnița aia coaptă, mirodenii și pleca om. Da. Da? E, acum englezoiul a zis, tamă, așa puțin, de ce să lăsăm pe germani? Că dacă te uiți pe Wikipedia, că o să scrie oamenii, vezi bă, că pe Wikipedia zice că în 1966, deci cu 6 ani înainte, unul din Anglia, domnul Cetin, ar fi făcut și el. Aha. Tăticule, acolo există asociația făcătorilor de döner kebab, de șaormă, și acolo, în 1972, domnul Nurma este creditat ca cel care a inventat șaormă. Ce a venit el? Dumnealui a murit prin 2013, deci l-am prins și noi. 80 de primăvere avea când s-a stins, deci a mâncat numai șaormă, a trăit 80 de ani. Lăsați prostiile că nu se trăiește mult. Da? Bun, când s-a stins dumnealui, a zis, domnule, inima mi-e împărțită în două. În primul rând, adică pe jumătate, inima plânge că a zis, bă, dacă ar fi fost eu deștept să înregistrez asta, marca. Nu? Dar în același timp, zice, mă bucur foarte mult. Le-a dat și numele de șaormă? Da, ca imeicon. Nu, ideea este felul următor. Șaormă ce desemnează? Este un termen care înseamnă a învârti, a roti. Deci ea, ai văzut cum este. Da. Imaginea aia când se rotește. Aia ce făceau cavalerii aia cu aia nu era șaormă. Că nu era a se învârti. Deci șaormă și cu döner kebab, el i-a zis döner kebab în 72. Dar e frate cu soră. Ori șaormă, ori döner kebab, șaormă tăticul. Da? Da? Bun. El din 1972 a zis, băi, vă dați seama dacă am trăit până în 2013 și luam drepturile de imagine, de folosință, de mâncare, de comercializare la tot. Da, lasă-mă, ce sunt bucur. Mă scuzați că intervin iar. Aici avem... Puteți, da. O shawarma originală, așa cum a spus Cătălin, ca cea făcută în Berlinul de... în zona occidentală a Europei, care conținea doar cartofi, carne și o sălățică de curodie, de pătrunjel curodie. Doamne ajută să fie oamenii și... Atenție, conține și un sos, pentru că este originală de Iran. Eu am făcut un sos de maioneză cu șofran și usturoi. Lucru care va fi regăsit aici. Și pita, deci lipia asta este unsă cu o pastă de nouăt, cu un humus, care este ușor aromatizat cu ulei de măsline. Ține-ne și cu tahina. Aici ai greșit. Faci una și pentru vegetariani? Nu, nu. Nu ba există. Da, nu! Da, am promis. Eu din ce am citit, am aprofundat o săptămână de când mi-a zis, ia mâna. Nu, tu ia astea, ia. Vreau să pun așa să vadă telespectatorii. Să vad. Nu există șaorma vegetariană. Este crimă împotriva umanității. Genocid. Nu există așa ceva. Nu mai umblați cu prostii. M-am aprins. Florin, nu se poate. Lângă noi care aici? Interpretată, că tăticule, nu există. Cea... Păi ăla stătea în luptă, persanul. M-am aprins un pic greta, nu bă. Când scotea el sabie aia să stea să zică, ia pune-mă un dovlea. Ăia trăgeau cu arcuri, cu suliți, cu ce. Ia pune-mă o vânătă pe grătar. Păi ăla prindea iepurul, prindea crăpioara, ce era acolo. Hapul punea pe grătar imediat. Florin, să vii aici ca să guste. Ia uite, Florin, să mă susții, că nu se poate. De la șef. Ia uite, bă, am început să facem și vegetarian. Stai că te ajutăm noi. Ia uite. M-am învățat cu platoul vostru, deja da. E... Și eu m-am învățat platou? Cu platoul lor. Pe platou îmi place tot timpul. Dați-mi voie. Să trăiți. Nu există șaorma vegetariană. Uite, tată, vine om specialist. Nu există. A luat șorțul la Masterchef. Băi! Florin e nevăzător. Atenție. Și gătește fabulos. Da, dar vede mâncarea, în ghilimele. Exact. Da? O văd altfel. Corect? Există șaorma vegetariană? Niciodată. A, noroc.
bun, stai un pic. Mai un short. Nu există, mă, reinterpretat. Explică-mi ceva, omul ăla deci avea inima ruptă. Da. Pentru că odată n-a zis, domnule, să iau și eu drepturi pe chestia asta. Și a doua oară că toți cetățenii turci au ce să mănânce în Germania. A zis, lasă, bă, dacă ai mei conaționali, aia e bucurie. Dacă ai mei conaționali au ce să mănânce, să fim sănătoși cu toți. Ideea e că chiar anul trecut, la un moment dat, era o mare grevă în Germania și problema care se ridica era să nu crească prețul șaurmei. Sunt 1000 de șaurmării în Berlin acum, 1000, 1000 și 50.000 în toată Germania. Germania 5 milioane de turci, cât de rău. Să fie sănătoși. Conform studiilor, că trebuie să vorbim, lasă-mă cu Germania, zi și de România. În 2013, când s-a făcut ultimul studiu pe șaurmologie, da, erau 220.000 de șaurme vândute în fiecare zi în România și 25.000 în București. Asta în 2013. Câte pe zi? 225.000 în București. Și 220.000 în toată România. Deci un sfert de milion de șaurme pe... Da, dar între timp, de când cu Comindelu și de când cu astea cu care distribuie, da? Da. Eu zic că s-a dublat. Deci, la modul sincer, fără să băgăm în ele, eu zic că undeva la 500.000 sunt acum în România și undeva 50-60.000 pe București. Jumătate de milion de șaurme pe zi. Corect. Împărțit la 16-17 milioane cât mai suntem noi, că nu mai suntem mai mulți înțelișoare române. Ai 20 de milioane, ți-o rotunjim? Nu suntem niciodată. Cât suntem? Șaurma aia vegetală despre care se spune... Eu azi zis fără carne, șef, de asta zic. Am făcut-o. A adaptat-o, asta e și magia bucătarului. Se face una și lui Florin că îți dă test. Acum vine una la farfurie, îi fac una frumos. La farfurie? Nu, fă una așa, zi, împăturită. O vrei sandwich sau la farfurie? Nu contează, șef. Sandwich, sandwich, nu, sandwich. Nu, lasă ca să fie elementele separate, ca să poată să le guste, că e mai bine așa. Bine, ok. Gata, deci, șef, trăim doar familiile voastre, mirosul ăsta de... Băi, Răducule, ajută-mă! Băi, Florine, mirosul ăsta de carne, de usturoi, okay, de cutare, ăsta vine cu un dovleac și ce-ai mă acolo, vână? Pentru vegetarieni. Eu zic că sporul de periculozitate ar trebui aici, e aproape imposibil să reziști. Exact. Bă, șef, dă-mă șosana să mănânce ca la mantă vegetarian. Da, Iran. Și deci șaorma 1972, domnul Norma în Germania. Da, Norma. Domnul Norma, acolo, de acolo e ora exact, de la domnul Norma să e anul zero cum ar veni. Păi și șaorma de cea lui cum ar veni? I-a mâncat înainte, dar primul om care a venit și a zis, bă, hai să o facem așa, să o punem într-o lipie, să-i punem mirodenii și să o facem pe verticală, el a fost cel care vindea, cel care o comercializa. Ăia cu războaiele, cu astea și așa mai departe. Deci oamenii acum când se duc să-și comande o șaurma, trebuie să gândească, bă, deci cum să fie, bă, de domnul Norma, Dumnezeu să-l ierte, da, nu? Pentru că are 11 ani de când a plecat la cele veșnice. Cum ar da titlul acum colegii noștri din presă, hrănește în ceruri pe cei de acolo. A plecat să hrănească în ceruri, amin, cu șaorma pe cei de acolo. Așa ar da. Cam așa ar fi titlurile din presa de azi. N-o să-ți vină să crezi, punct. A plecat la ceruri pentru a hrăni îngerii și arhanghelii de acolo. Pui botul, dai click. Nu dai click? Și zici, s-a stins la cele veșnice de domnul Norma, născut așa 80 de ani, autorul primei șaorme. Sau ce titlu ar mai putea să dai? Hai să ne dea și telespectatorii titluri. Da. Care o mâncai, o mâncai de 30 de ani, dar habar nu avea istoria ei. Da. Bagă ceva mai dur, asta e mai da. Ia, așteptăm și pe telespectatori să ne spună ce titluri cred ei că ar fi cu click, nu? Da. Ca să apeși să te convingă. O comanzi la două noaptea, dar habar n-aveai de unde vine. Cine la ce titlu să-i atragă asta la două noapte? Îți vine singură la două noapte. Exact, exact. Da? Și e mai dulce decât o cadână turcească. Nu dai click? Dai! Se vede cine vine la două noapte. Da, cine vine la două noapte și vine și a urmă. Iar aici să știi că nu e bun. Avem publicitate lungă sau ceva lung. O să avem, imediat, dar stai, uite, Florin. Iar rece nu e bună, Greta, să știi. Dacă ai mâncat și a urmă, să sleiește. Să-ți leiește, luăm publicitatea. Acum una lungă, nu. Mă gândeam, 10 minute de publicitate ar fi mers. Am făcut și istoria. N-avem cu publicitatea acum, că mai avem și niște știri, dar las că o mai încălzește șef aici. Deci asta e șaorma, asta e ideea asta, istoria șaurmei. Istoria șaurmei pe scurt, pentru că nu mai avem timp să... Să știi că aici, dacă vrei, te rog să ne spui. Este o piață de 30 de milioane de euro în România. 30 de milioane de euro. Da? Piața de șaurmă. Acum că mai face la și aripioare, că de la șaurmă a plecat treaba aia. Uite, da? Am văzut șaurmerii în București, unde toți cei care sunt angajați acolo n-au nicio treabă cu noi, nu sunt români.
Sunt doar aici nepalezi sau străini, da. Pe cuvântul aici... meu vorbesc bine românește. Bă, dar nu e un român. Unul nu e român. Voi vorbiți că eu sunt bine. Da, da. Vezi că trebuie să dai notă și să vedem dacă e dăm șorț lui șef. Auzi, mă, șef, dar ai uitat ceapă, mă, la mine. Și asta nu e reinterpretat. Am eu, iar la mine. Acum, Cătălinu, și te rog eu de suflet, da. Mii de scuze, să știi. Am zis să nu-l gonești pe Cătălin, că era lângă tine acolo. Deci, oameni, cam asta este istoria șaurmei. Să ne spuneți și dumneavoastră despre ce feluri de mâncare mai vreți să vorbim și săptămâna viitoare, luni, o să putem povesti despre asta. Am vorbit, adică vreau ceva așa, tată, Doamne, ajută. Ca unde nu intră ceapa pe geam, intră doctorul pe ușă. Cineva vrea să-i spui lui șef Iosif să-mi facă și mie o șaorma Rareș, dacă se poate o șaorma pentru Rareș, telespectatorul Rareș, nostru, da? Problem. Pentru Rareș. Pentru Rareș. Cineva zice șaorma... Adevărat! Săptămâna viitoare, ce am vorbit, am zis că nu mai vreau să fim săraci. Nu mai vreau pe sărăcie. Da. Să facă Nentu Boboș cu Nentu șef Iosif, da, un burgerilă. Un burgeraș, da, cu foiță de aur, ceva, adică nu cu carne. Stai un pic, adică săptămâna viitoare băgăm burger și istoria burgerului? Da. Mă, de la american să dă ora exactă. Da. Atenție, nu? Nu e adevărat. Da, că la noi a plecat. Că dacă este din hamburger, îi spune dintr-un motiv. Este din hamburger. Dar hai să nu dezvoltăm subiectul. Acum vorbim săptămâna viitoare. Bine, și am zis, bă, vreau din ăla cu wagyu, sau cum se cheamă în limba. Wagyu. Ori cu black angus. Adică nu mai vrem din carne de asta simplă, de pui și cu... Nu, huge vită. Black angus. Deci oamenii ne dau aici... Da, shaorma, când au făcut-o sau nu, s-a făcut prima dată cu miel? Sau cu ce s-a făcut? Și cu miel și cu carne. Păi ei nu aveau porcușor miel, acolo. Miel și vânat. Miel și vânat, că miel ei nu aveau porcușor. Da. Aici e un handicap mare. Păsări tot așa, că ce vânau, ce prindeau aia? Am păi mai... porcușorul de ce? Că dacă făceam noi acum șaorma și-o inventam noi... Uite cadrul ăsta cu scheletul agresiv. Da. Așa ajungeți dacă nu mâncați șaorma. Deci, uitați-vă în ce hal ajungeți. Dacă făceam noi șaorma și-o inventam, o făceam cu ceapă de porc. I-a dat cu cărămidă în cap cu ceva pe partea asta, că e roșu. Vedeți? Deci ăsta n-a murit de moarte bună. Deci săracul s-a și chinuit. N-a vrut șaorma. Da. Ia de cu șaorma aia pe la face nimeni, mă, șaorma cu carne de porc. Ascultă-mă puțin, că Există... aici e problema la păbărul turc. Cunoaștem. Că m-am dus mai la nu au nimic acolo. Păi nu, dar la noi nu putem să facem undeva. Păi nu, păi noi de ce avem porc? Că atunci când veneau ei peste noi, hap! Scoteam aia și îi fugeau. Toate păsările, toate animalele, oile. Bravo. Și ce mai era în curte. Dar noi atunci ce am făcut, șmecher? Ce nu mănâncă ăștia? Porc. Porc. Hap. Hap. Deci noi nu putem să inventăm acum să bagi un porc pe rotisorul ăla. E, nu e, că ne-au luat înainte și la asta greci, că s-au apucat ei să facă gyros. Da, tot așa ceva frumos, marinat, ținut la ăla. Și atenție, genul ăsta de shawarma pe care am făcut eu azi poate fi făcut acasă. Că da, păi zic-le oamenilor cum se face acasă, da, și apoi da, se vede aici de ce acasă. Se găsesc în comerț condimente speciale, nu trebuie să facem noi amestecul în care conținut în ingredientele astea regăsim cardamom, găsim boia dulce, boia picantă și un pic de scorțișoară. Dar se găsește mix pentru shawarma, exact așa se numește și se pune. Eu am folosit la marinada asta ulei de măsline și o pastă de ardei dulci. Le-am ținut 24 de ore, după aceea le-am făcut la grătar, le tăiem subțire, le amestecăm cu niște cartofiori și ne facem singuri acasă o lipiuță sau ceva. Vreau că și mie acasă publicitate. O avem pe Mimi Ciucă, publicitate. De șaormă face Mimi. V-am însuflețit, da? Studio. Ce era, mă, aici? Cam BD. Ce era, mă, înainte? Ce era, o masă cu trei fursecuri ca la mormântare, bă. Exact. Au venit oamenii ăștia, ese fum, vâlvătaie, vin oamenii după bucurie. Mine. Bucurie, exact. Însuflețire, era trei bale, de la 40 de zile de la vreau cineva. Vreau să spun în primul rând cum e Florin șaorma, sincer, la sincer. Foarte sincer, vorbește cu carnea este condimentată excepțional. Nu cred că am mai mâncat o carne mai condimentată și are un gust de grătar foarte mișto. Se pricepe? Eu am gătit-o la grătar. Se pricepe? Probabil de-aia are gust de grătar. Da. Se pricepe, da. Șef? Mai are de învățat, dar pot să-i predau dacă... Păi de-aia țin pe Bobo lângă mine să-mi sufle. Deci poate să meargă mai departe, nu? Sigur, șef, mergi mai departe, îți dau șorțul de aur. Vă mulțumesc, mă-ți bine că mi-ați dat cuțit. Exact. Nu, că l-am pe-al meu, de-aia zic, că nu am nevoie, e ok. Am înțeles. Mai vorbiți, bun, un pic, atâta. Dacă tot vorbim de grătar, vreau să vă arăt ceva, pentru că, iată, da. Cătălinelu, opricinelu. Există grătar mobil, cetățenii fac grătar într-o mașină aflată în mișcare și avem imaginile, te rog frumos să le privești și tu. Cu mine vorbe. Și tu, uite. Vreau să zic imaginile astea. Imaginile astea, este vorba despre fani Jules Verne.
Da. O să merg puțin mai departe, dar Ocolul Pământului. Să face și culturalizare puțin. Jules Verne în 20.000 de leghe sub mări vorbește despre Nautilius, despre submarinul ăla pe care se află capitanul Nemo. Și acolo scrie așa: mobilis in mobile, adică mișcător în element mișcător. M-am dus un pic departe, știu, dar ce vedem aici? Vedem un camion, adică mișcător, și deasupra ce sunt? Oameni care gătesc. Da. Mișcător în element mișcător. Deci oamenii sunt clar... Acum eu nu-mi dau seama dacă ei au trecut pe acolo să le facă poftă celor din sat, că venea mirosul ăla. Asta e ideea. Sau pur și simplu au vrut să meargă prin sat cu mașina ca să aerul să ventileze. Exact. Nu mai ai nevoie de fân, de foale, de nimic. Da. Dai un pic mai tare, când simți că e focul moale, zici l-ala, dă mai tare. Exact. Ideea genială. Este grătar mișcător. Bun. Cineva zice, băi, Oprișanelu, cum ai calculat, mă, câți ani are omul ăla, că prin 70 s-a dus în Turcia, apoi prin 2013 a murit, că nu știu ce, s-au debusolat telespectatorii. În 72 a făcut asta în Turcia și în 2013 a murit. Eu 80 de ani. Eu au zis în 1950 că s-a făcut, dar... Ce nu le este? Când s-a născut? Păi dacă a murit în 2013, scădem 80 de ani? E vârstă. Este, ce da. E vârstă. Vedeți că la telefon există opțiunea în dreapta sus, calculator, scrie, cu verde. Apăsați, dar 2013 minus 80 și vă dă când s-a născut bunicul. Perfect. Da. Ia să vedem, dar are dreptate domnul Cătălin Oprișan. Berlinul este plin de șaurmerii. Am lucrat 8 ani în Berlin, avem la parterul blocului 4, unde locuiam o șaurmerie non-stop. Vă dați seama, domnule Cătălin, ce la ora 12:01 noaptea? Dar e frumos, dacă nici când mănâncă omul nu mai e bunăstare, ce e așa de trist? Nemții au șaurmerii cum avem noi farmacii? Da. Șaurmerie în apotecă. Știi? Da, da. E foarte bine. Bun, haide să vedem. Și că numai vouă vi se pare fanii niște idioți care stau în mașină și merg să facă barbecue? Mi-a dat respectatorul un mesaj. Dă-i bloc. Nu! E vegetarian. M-am prins. Dar oamenii se mai distrează, adică ne mai și amuzăm. Da, nu, sau m-am prins. Omul este vegetarian. Dă-i bloc. Dă-i bloc, trece lacto-vegetarian. A trimis altcineva, vă pup și vă iubesc, ceea ce e altceva. Să rămână, da. Un telespectator ne-a zis că se uită la noi la emisiune, dacă poți observa. Mamă, e greu și dumnealui. Da. Băi, are grătar cu zbaturi. Așa de ceva? La James Watt nu s-a mai găsit așa bă, ceva. Băiatule, uite-te aici. Grătar cu zbaturi, bă, băiatule. Hai încă o dată plec, asta trebuie văzută. Du-te la OSIM și dă-i să iei marcă registrată că ți-o fură. Ia uite, bă, băiatule. Unde? Și să perpelește acolo și apuișorul, rățoiul, ce-o avea curcan. Ce zici de asta? Ma, dintr-o roată de bicicletă, vezi, dintr-o jantă, da. Dintr-o jantă de... Doamne ajută să fie primul. Prea tare. Asta e, da? Asta ma, e și cald. Poftă bună. Ma, mai cu de toate. Bă, nici acum nu se poate Greta mânca. Nu. Ok. Zi, ai văzut imaginea? Da, ai văzut oamenii. Aia făceau șaurme. S-a răcit. E rece ca inima soacrei a doua zi după nuntă. Jur. Așa ma. E. Oh, mare sau soacră mică? Soacră mică că o dă pe fată după nenorocitul ăsta. Cineva zice, băi, Oprișanule, sunt oameni sărași care se uită la televizor, n-au ce să mănânce și tu mănânci șaurme. Păi ce-am făcut, doamna? Nu că inițial să știi că șaurma nu era pentru oameni bogați. Păi că tocmai de-aia e și făcută. La război, erau plecați de acasă de 4-5 ani, mai văzei femei, copil, mai văzei bunică. Și nimic. Mai era un motiv pentru care ia, marinau carnea și o țineau o sărau. Și ca să nu se strice, bravo. Pentru că nu existau frigidere. De ce erau plus, bogați? Plus de a ce? A dat altcineva mesaj, face, noi învățăm copiii să mănânce sănătos și voi puneți șaurma. Cea mai bună mâncare din toate timpurile pentru dietă este șaurma dacă nu punem cartofi prăjiți. Este nu, o carne coaptă și sosuri. Este o carne coaptă. Deci nu mai veniți că numai la Vatican sunt papii, da? Atenție mare tot. Orice medic îți recomandă șaurmă fără sosuri. Fără și sosuri, fără carne coaptă. Da, fără. Îi pui din asta tahini, mahini, cu tare merge și cu niște pastă de năut, deci nu mai veniți că aia nu mâncăm, aia nu mâncăm. Uitați-vă la scheletul ăsta. Doamne ferește să ajungem așa. Puneți mâna și hai mâncați copiii. Hai să-ți mai arăt niște imagini să mai comentăm. Păi. Ai văzut aia cu caprele? Băi, tăticule. Deci ideea este în felul următor. Acum vă rog frumos să nu râdeți și fără grume de autobază. Colega mea Corina, de la radio, a umblat cu capra în weekend. Da. Eram sigur că atâta puteți să râdeți. Problema este că nu erau caprele dumneaei. Aceste imagini ei? Aceste imagini sunt ale ei de la un prieten din Pipera. Această capră a avut să mănânce dracena, că acolo este o dracena, nu i s-a deschis, iată, ea a ciocănit. Bă, nu mai râdeți, sunt capre din Pipera. Deci, și capra aceea a bătut regulamentar la ușă de câteva ori dorind să mănânce dracena, vedeți? Deja chederul joacă
până a spart ăla. Și a fugit. Acum sunt 10-15 probleme aici. Cine a făcut acest geam, care nu mai se securizează, nu mai e securit? Era securizat că n-a căzut tot. N-a căzut. Deci în felul următor, domnul s-a mutat într-un bloc de ăsta de șmecheri, 5-6 familii, cum sunt acolo și în zona aia de șmecheri, și a văzut că în fața casei avea capre. Da. Ceea ce e frumos. Să nu facem nicio, da, cu piperea și cu caprele și cu... Vă rog frumos. Vă rog, din suflet, vă rog. Da, exact. Da? Să rămână în oraș. Mai, da? Deci erau capre. Domnul era plecat de acasă, dar a simțit ceva. Ei, cu aceste imagini, că nu s-a terminat aici filmul. Da. Cu aceste imagini, dumnealui s-a dus la poliție. Exact. Și a spus, niște capre mi-au spart termopanul. În acel moment am înțeles că și imaginile. Până să vizioneze imaginile, domnii polițiști au apăsat pe un buton aici, la, așa, nu s-a văzut. Și au apărut doi domni mai solizi, care l-au îmbrăcat pe domnul respectiv într-o cămașă și au închis-o la spate. Știi că i-a zis, băi, cu caprele care ți-au spart termopanul. În halul ăsta beți acolo pipera de cutare. Și omul a venit cu imaginile. După care, când a ajuns la poliție și a spus, doamne, lăsați gluma, că nu e nicio glumă, mie mi-a spart și ușa cutare, a zis, și ce ați vrea, să amandăm caprele? Ma. Deci asta a fost răspunsul? Pe bune, nu e bășcărie nimic. Și ce ați vrea să amendăm a zis caprele? Și ce ați vrea, cu să amendăm caprele? Dar ale cui sunt caprele? Caprele sunt al unui domn de vis-a-vis, care are turmă în piperă. Nu este cel la care vă gândiți. Nu e? Nu. Vă rog frumos. Că acolo sunt toi. Deci este un domn care are niște capre. Și a zis așa, bine mă, șmechere, ai venit cu înregistrarea asta, cu ce vrei, să caut capra, să o amendez? Are dreptate și domnul polițist. Ce să facă? Să se, cum era la Divertis, Asociația Păsărilor Mici Fără Frontiere, să se fondeze și Asociația de Urmărire a Caprelor Fără Frontiere. Deci, oameni buni, sper că ați înțeles istoria șaormei. Sperăm că e luni și vă mai bine dispuneți și vă mai bucurați de emisiunea noastră. Dacă am supărat pe cineva, iertați-ne. Va fi penitență toată săptămâna pentru dumneavoastră, mânând numai avocado, guacamole și cu dovleac. Da, ca știi de ce au apărut vegetarienii? Cum au apărut? Că tu spuneai că noi găsim pe peșteri, pe toate. Așa. Întotdeauna au existat vânători nepricepuți. Corect, acasă, când a tras la coarcul de 10 ori, s-a dus și a zis că a văzut că nu nimerește vânatul. Ce a zis? Hai că iau o roșie, că parcă bine, e bine și cu roșii. Da. Am un mesaj, apoi luăm publicitate. Cătălina, aș vrea să văd cum răspunzi aici. Doamna Lumii, probabil Luminița, a zis în felul următor, Cătăline, te rog spune-i lui Oprișan că soțul meu îl iubește. Să rămână. Să rămână, mai speria, mamă, ce mi-ai dat. Dar este Cătăline, spune doar așa să zic, știi? Să rămână și poftă bună. Și soțul să treacă să mănânce o șaurmă, dacă nu să comande în 20-25 de minute la ușă. Puneți mâna și mâncați sănătos, tată, nu vă mai prostiți. De săptămâna viitoare, luni, oameni buni, la cererea publicului, Cătălin Oprișan, așa vorbim despre istoria burgerului. Când a apărut burgerul, cine l-a inventat, cum a fost, clar. S-a și închis cu apă cu întuneric. Știi cum e apa cu întuneric peste șaormă? Am mai zis. Știi când te duci cu barca acolo jos și apare curcubeul peste Niagara, unde cade acolo în gaura aia? Așa este. Deci a fost bine. Apa cu întuneric, să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă țină cu obiceiul ăsta. Mamă, dacă sunteți buni, să nu vă abțineți. Să rămâneți așa. Să continuați, să mergeți, continuați, mai departe. Mergeți mai departe. Să credeți în voi. Aveți trei șorturi. Perfect. Oameni buni. Astăzi sperăm că dacă v-am făcut poftă cu o șaorma, vorba prietenului Cătălin Oprișan, este un fel de mâncare accesibil mai tuturor. Dacă și șaorma e scumpă acum, pe bune, nu-i pui cartofi, nu-i pui de ăștia decât puțin ketchup, sos și atât. Ce are? Și poți să o faci tu acasă coaptă. și mai ieftine să o faci tu acasă. E o carne coaptă pe care te-o bagi într-o lipie. Cătălinelu, Oprișenelu, haide să-ți arăt o imagine dacă se poate. Tu ai carne de motocicletă? Am de tot. De motocicletă? Da. Nu. N-ai de motocicletă? Na. Nici să nu-ți iei. Bă, dar m-am tăiat ca maioneză. Nici să nu-ți iei de motocicletă carne. Ia privește. Aoleu. Imaginile. Vă salutăm, dragii noștri. A fost nu-i de scuze. Hai să mai încă o dată. Stai un pic. Deci, da, dar nu se vede mai. Deci ăla chiar se uita după doamna. Da, iese fum un pic din el. Nu-i de râs. Scuze. Ne liniștește că ne spune că n-a pățit absolut nimic. Îi căzuse și casca pe ochi, cred că. Deci omul practic a ieșit cu motorul, nu? Și când a văzut-o pe doamna acolo cum transmitea, a zis... Nu mai faceți live-uri, că uitați ce se întâmplă. Da. Doamna, era ziua dumneai primise și dumneai niște flori. Iată, vrea să mulțumească tuturor celor care până la spate... S-au gândit la dumneai și au lăsat un mesaj. Ia mai dați un pic, vă rog, și cu sonorul tare. Ia, cu sonorul tare, ia. Ia. Scuze, nu-i de... Da, da, dacă a scăpat, e ok. Ai lăsat fipte. Okay. Mulțumesc, dragii!
știi? Numai că iarne de la cârcotaș. Ce au zis cârcotașii? Păi ne-a dat acum două săptămâni că ne-am apucat cu alea de mâncare. Păi ce e rău în asta? Păi nu e rău, a fost bine până la sfârșit, când a stricat domnița în mijloc de acolo și nu știu cine este, că n-am mai văzut-o, că e o schimbă o dată pe sezon. Ce? Și a zis că, bă, vrem și noi ce a mâncat Oprișan, că uite ce mișto râd acolo și atmosferă la măruță. Și dumneai când ne-a zis 3, 2, 1, nu mai sunteți, a zis și aia, poate a tras ceva halucin, bă, a tras un gaz. S-a atras ceva, a inhalat ceva. Dar el nu știa, ce nu știa era că mirosea ciorba aia de burtă chiar foarte bine. Da. Probabil și de la asta. Bun. Așa e când mănânci numai biscuiți în emisiune. Oameni buni, deci mai mergem cu niște imagini pe care vrem să vi le arătăm. Tot cu sunet, vreau ăsta să le comentez, da? Ia fii atent. Ce cât om copii aia costumă? Era la zilele copilului. Acum sunt răutăcios, după șaurma asta sunt răutăcios. Vă rog să vă uitați și la cei din spate care dansează pe ritm. Nu, mă, dar ideea e în felul următor. Da. Copiii cred că au cântat, dansat înainte și au rămas pe scenă, mă. N-au apucat să se au vrut să rămână pe scenă. Mihai cânta, bineînțeles, piesele lui. Da. Dar cum e asta, în costum popular, cum dansează copiii? Da, și pe ritm, ele stânga-dreapta, ei sunt dreapta-stânga, vezi? Și a zis, bă, Mihai, să fii atent, ai de venit la niște copii, la sunt mici așa, de-abia l-a dat din sigur. Ce le cânta? Aia, mă, cu gagici, cu golani, cu cutare. Nu, el n-avea nicio treabă, el își cânta programul lui, repertoriul lui. La ce cânt? La niște copii la ce așa mici. Bine, mă, las că dau pe aia cu femeia adevărată. Era un festival unde el a fost invitat și cred că n-au apucat copiii să coboare de pe scenă și nici să plece din sală de acolo din față. Și practic să mă ne distrăm, să fie vorba aia. Că ei sunt costume populare, asta e. Da. Ce ați dansat, mămică, acolo, a zis? Ce a? Dom'le, a venit un nene pe care eu l-am mai văzut în chiloți uneori. Și ne-a cântat cum s-a îngățat toate gagicile. Femeia, foarte frumoasă a din fost. Din folclor. Da, că se și vede comuniunea cu natura. Da. Oameni buni, luni, Cătălin Oprișan vine să discutăm despre burgerul românesc, despre istoria burgerului românesc. Eu vreau să vă mulțumesc, șef, sunteți senzaționali. Am zis noi burger românesc. Făcut. Burger istoria... americanesc, germanesc, toate. Ești și românesc. Românesc. Istoria burgerului. Rugăciune mare la tine, nu veni cu burger de soia. Mă, apucă-te și tu să mănânci normal. Apucă-te să mănânci normal. Iar reinterpretăm burgerul. Perfect. Iar veniți cu de la de soia și cu nucă de cocos în el. Oameni buni, noi vă dorim o seară minunată. Vrem să le spunem telespectatorilor că Andra la Cluj pe 15 decembrie are a doua sală pentru Colin de vis de Crăciun. Bravo. Și am vrut să le spun celor din Cluj, mai multe află de la Andra de pe Instagram. Iar... Și eu vreau să spun ceva. Zi. În primul rând să salut pe mama și pe tata, că noi am salutat, te rog, deci nu se poate așa ceva, să rămână mamă, să rămână tată. E la televizor, să știți. Și doi la mână, nu uitați să vă înscriți. Dacă Florina a reușit să ia șorțul, așa poți și tu, care ești acasă acum și gătești, să vii pentru sezonul viitor și să te înscrii, pentru că s-a dat drumul la înscriere pentru sezonul viitor deja. La Masterchef. La Masterchef.